Alexandru Năzare a făcut prima vizită pe șantierul de la Sibiu în calitate de ministru al transporturilor. A cerut lămuriri despre situația lucrărilor și s-a declarat mulțumit despre cum decurg acestea. La momentul de față sunt deschise 7 puncte de lucru, în special pe partea de lucrări de artă, fundații și elevații. O mare parte a utilajelor sunt concentrate pe cele două viaducte care fac legătura cu acea galerie artificială. Avem un stadiu diferențiat pe fiecare lucrare de la 5% până undeva la 60%. Pe șantier au fost descoperite și situri arheologice, însă acestea nu vor întârzia lucrările. Ministrul Alexandru Năzare i-a asigurat pe constructori că în cel mai scurt timp vor fi finalizate și exproprierile de pădure. Problema noastră principală este acea zonă cu pădurea care un pic ne întârzie datorită faptului că acolo va fi o soluție tehnică mai complexă și va trebui să ne concentrăm toate eforturile ca să recuperăm. Deci problema cu HJ-ul de expropiere pentru pădure se va rezolva în maxim 2 săptămâni. Deci nu aveți o problemă acolo, vă asigur. Ministrul transporturilor spune că din 2013 se va circula pe autostrada Nândlac-Sibiu. Termenul contractual pentru toate loturile lansate anul trecut este de aprilie 2013. Deci în aprilie 2013 toți constructorii care au început lucrările la autostradă au datoria să termine. Și dacă nu, vor fi penalizați. Valoarea totală a lucrărilor la lotul 4 din autostrada Orăștie-Sibiu este de aproape 500 de milioane de lei fără TVA.